Salut! Mă numesc Dragoș Stoian și astăzi am să vă vorbesc despre acceptarea de sine și despre calități ascunse. Este interesant faptul că specie nouă se lege cumva și despre ce a vorbit Steliana înainte. Nu ne-am vorbit, dar îmi place că se mai întâmplă așa la public speaking, să fie cumva speciuri corelate și în care putem să aflăm mai multe informații, unele au toată chiar o continuitate. Am să încep cu un fragment pe care l-am citit o dată pe internet, nu știu exact cine este autorul, care spune așa: foarte mulți oameni supraestimează ceea ce nu sunt și subestimează ceea ce sunt. Voi repeta. Foarte mulți oameni supraestimează ceea ce nu sunt și subestimează ceea ce sunt. Ce vă spune cum trebuie să fiți? Dom'le, știți ce trebuie să faceți ca să aveți succes? Cum trebuie să fiți voi ca persoane? Spre exemplu, eu am auzit de foarte mult timp, de la mulți oameni, că trebuie să fii un fit ca să ai succes în societate și, în general, ca în orice. Trebuie să fii tupeist, să te bagi, să dai din coate și să calci peste catarfă. Ați auzit cumva aceste sintagme? E foarte important să ne gândim exact la ce înseamnă ele pentru noi, pentru că eu deja fac niște imagini. Eu de ce trebuie să fac? Trebuie să calc pe cadavre. Trebuie să dau din coate. Altfel nu pot. Altfel nu voi putea să mă descurc. Nu voi putea să reușesc. Și eu eram exact opusul. Și din cauza asta, eram foarte convins că nu am șanse de reușită. Eram foarte retras, eram un pic timid. Și nu îmi plăcea să mă bag așa de mult în față. Îmi plăcea să fiu cel care inițiază întotdeauna. Și câteodată mi-era frică, pur și simplu, mi-era rușine. Mai ales în interacțiuni sociale. Și fiind așa de convins că trebuie să fii tupeist și că trebuie să fii înfipt, eu știam că nu o să reușesc. Știam că nu prea merit. Știam că nici măcar nu trebuie să încerc. Și din fericire am început să citesc anumite cărți din dezvoltare personală, din psihologie practică și am început să mă îndoiesc de aceste lucruri. Este interesant că totul începe cu o îndoială, apropo de convingere despre care vorbea și Steliana. Pentru că uneori știm niște lucruri și nu vrem să nici măcar să explorăm dacă este altceva. Dar nu a fost suficient să citesc anumite lucruri. Nu a fost suficient să citesc că se poate să fii și altfel. Și, în schimb, după ce am început să citesc aceste lucruri, am început să fiu mai deschis și să văd și alte lucruri. Spre exemplu, am început să văd oameni care sunt un pic mai retrași, care nu sunt așa tupeiști. Și totuși, au un foarte mare succes. Sunt foarte sociali, sunt plăcuți și sunt foarte relaxați. Și sunt foarte confortabili cu ei înșiși. Cred că asta este cel mai important lucru. Pentru că eu nu eram confortabil cu mine însumi. De fapt, nu mă plăceam deloc. Pentru că nu corespundeam cu ce credeam eu că este idealul persoanei sociale sau ideal persoanei de succes. Și cred că asta este uneori problema, că noi vrem să fim cum cred ceilalți sau cum am aflat în media că trebuie să fim. Ce mai interesant este că eu cred că fiecare dintre noi are niște capacități extraordinare, niște capacități unice pe care nu știe să le dezvolte întotdeauna. Și dacă o să putem să ne uităm în noi
și să vedem exact ce putem să folosim din acele calități pe care uneori le credem defecte. Cred că vom putea să fim mult mai puternici. O să vă dau un exemplu chiar de aici, de la public speaking. Cineva a dat un feedback mai de mult, nu mai știu exact la ce speech. A spus că, ok, pe public speaking, trebuie să vorbești mai puternic și trebuie să fii un pic teatral. Și trebuie să gesticulezi, trebuie să vorbești tare, trebuie să fii, nu știu, poate chiar capotin, se gândea acea persoană, adică să exagerezi. Și eu vreau să vă spun că am văzut un speech extraordinar, ținut de Andreea Iaraș, numit Puterea lucrurilor mici. Și în acest speech, Andreea nu este nici teatrală, nu vorbește nici foarte tare și totuși transmite foarte puternic numite lucruri, anumite emoții. Pe mine m-a impresionat foarte mult. Și de aceea cred că puterea nu vine din voce, sau din corp, sau din statură, vine din noi. Și acum aș vrea să facem un pic exercițiu. Eu am convingerea că în spatele fiecărui defect sau lucru pe care noi îl considerăm defect, există o calitate. Nu există sus fără jos. O monedă are două fețe. Putem să scăpăm de o față din dacă vin cu o freză de precizie și o tai într-o... O să spun că nu mai această față? O să spun că scade o față? Nu, pentru că o să am două, pe fiecare o să aibă pe două fețe. Așa și lucrurile pe care voi le credeți defecte, au în spate o calitate, o calitate extraordinară. Pentru că face parte din voi, este autentică. Și vreau să vă gândiți acum la ceva care vă deranjează la personalitatea voastră. Ceva pe care credeți că nu vă folosește așa. Poate că ați crezut că este un defect. Că, ok, eu sunt mai timid, eu sunt mai lent, eu sunt mai... Și asta nu prea mă ajută. Eu sunt convins că sunt mai leneș. Așa, bun. Eu chiar sunt convins că sunt mai leneș. De multe ori se manifestă asta, dar totuși am momente când îmi dovedesc mie într-o săptămână că fac ce făceam în două luni. Ce calitate putea să găsești pentru acest lucru? Care să fie legată de lene, dar să te ajute faptul că ești mai, hai să spunem, mai comod. Pentru că sună mai bine. Da. Faptul că ești mai comod, te ajută în viață? Mă ajută foarte mult, pentru că găsesc soluții să rezolv problemele fără multă muncă. Am adoptat motto work smart, not hard, practic. Cunoști oameni stresați? Da, cunosc oameni stresați care fac mai puține lucruri decât mine și muncesc de trei ori mai mult. Așa că, mulțumesc. Într-un fel, undeva, e o calitate. Mulțumesc. Deci tu te un microfon stereal. Eu mă gândeam, perfect, că sunt foarte fibrilă. Cum? Sunt sensibilă. Și acum mă gândeam, când ai început să ne găsești o calitate, că transmite ție și că pot să fiu empatică. Da, nu văd ce să facem. Cred că o să renunț la microfon. Ce faci? Că nu prea merge. Și dacă mai vreți să ne spune cineva, s-a mai gândit cineva la lucru pe care... Da, tău. Eu mă gândeam acum că aș putea fi unul neatent și temător. Da. Situații în care sunt temători și implicit atunci o să fiu și neatent. Adică, nu mă mai uit la lucrurile de care mi-e teamă. Și se întâmplă în relațiile interumane. Sunt situații chiar așa, eu știu, pozitive.
Să găsești un loc bun în asta? Un loc bun în asta? Te poate ajuta locul ăsta? Prea mă poate ajuta. Da. Poate să m-ar ajuta, eu știu, să-mi canalizez energia sau, eu știu, să mă orientez în altă direcție, dar totuși senzația care persistă în cea de teamă, așa, nu este o senzație pozitivă. Și poate găsim o soluție dacă nu sunt aici. Da, e-mail, o secundă. Exact acum, ce faci tu acum este să pui eticheta. Exact ce făceam și eu. Pe această teamă de care zici tu, știi? Asta nu este bine. Ok, este foarte bine, tu este mănânțești. Dar ce poți să găsești folositor? Ca să vă ațeți de aceea. Folositor. Provocare. Este o situație care mă provoacă întotdeauna. Am înțeles. Practic, dacă nu ai avea această senzație, dar cum ar fi? Viața fiind mai calm, mai lipsit de adrenalină. Am înțeles. Super. Mulțumesc. Da, și eu. Da, uneori nu putem să găsim. Uneori nu putem să găsim acea calitate din spatele defectului. Dar, chiar și atunci, eu cred că este foarte util să ne acceptăm exact cum suntem.